Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comori din Pământ. Sunt Traian Aldea, gazda dumneavoastră, și continuăm subiectul pe care l-am început data trecută despre Ziua Domnului, ca să putem definitiva acest concept și să putem înțelege mai bine reacția omului, cum s-a raportat omul de-a lungul timpului și cum se raportează astăzi, atunci când Dumnezeu îi transmite un mesaj clar, precis, dar și destul de dur. Un mesaj care îi spune că a ajuns la un punct final. Am văzut că Ziua Domnului reprezintă ziua judecății Lui, reprezintă momentul când harul se închide și în loc ca să ne mai ofere ocazii de mântuire, Dumnezeu ne oferă judecată și spune: pentru tot ceea ce ai făcut, aceasta este partea care ți se cuvine. Evident că dreptatea, judecata, nu ne convine când ea este aplicată în dreptul meu. În acest motiv, de-a lungul timpului, subiectul nu a fost prea îndrăgit. Aș dori să mai amintim doar doi profeți care au tratat această temă, Ziua Domnului. Unul din acești profeți este Obadia. Obadia este un profet mic care scrie un singur capitol în Biblie. Mesajul său se adresează unui singur popor foarte precis, Esau. Esau este fratele lui Iacob. Esau trebuia să fie Israelul, pentru că el avea dreptul de întâi născut, lui se cuvenea să primească binecuvântarea, dar lipsa de interes, viața lui foarte liberă, un aventurier pe câmp la vânătoare, l-a făcut să își piardă toate aceste privilegii. Și, drept rezultat, a rămas cu o ură, cu o ură teribilă pe fratele său Iacob, nu doar ca doi frați de corp, ci pe toată perioada istoriei. Lucrul acesta îl tratează Obadia și vom vedea când și cum, fiindcă în desfășurarea evenimentelor istorice, babilonienii care vin și ocupă toate țările Orientului Mijlociu, ei vor ocupa și aceste regate mai mici, Amon, Moab, Edom, Fenicia, Iuda, și vor intra chiar și în Egipt. În varianta aceasta, când Esau este în atenția cuceririi de către babilonieni, Obadia vine cu solia lui și spune: pentru că ziua Domnului este aproape, asupra tuturor națiunilor, cum ai făcut, ți se va face. Răsplata ta se va întoarce asupra capului tău. Ce anume a făcut Esau? E foarte interesant și important. Cu două versete mai sus, Obadia spune: tu nu trebuia să fii privit ziua fratelui tău, ziua nenorocirii lui, nici nu trebuia să te fi bucurat de fiul lui Iuda în ziua nimicirii lor, nici nu trebuia să-ți deschizi larg gura în ziua strâmtorării, nu trebuia să fi intrat pe poarta poporului meu în ziua nenorocirii lor, nici nu trebuia să fi privit chiar tu la necazul lor în ziua nenorocirii și nu trebuia să fi pus mâna pe avutul lor în ziua nenorocirii lor. Observați, ziua nenorocirii vine ca un leitmotiv. De fapt, ziua nenorocirii era ziua Domnului din punct de vedere istoric pentru Iuda. Teisha Beav, cum spun evreii, adică nouă luna a cincea, când Ierusalimul a fost cucerit și templul a fost incendiat. Ei, în ziua aceea, ziua nenorocirii, când cei care au reușit să scape au fugit care pe unde au putut, Esau, în loc să le deschidă mâna, vedeți, vin refugiați, amărâți săraci, bombardați, nu mai au nimic. E normal ca
să îi primești, să le dai de mâncare, să îi ajuți cu ceva. Esau, în loc să-i ajute pe frații lui, i-a primit cu ură, i-a prins și i-a dat în mâna babilonienilor. Îi căutați pe evrei? Uite, îi avem aici, poftiți! I-a dat în mâna babilonienilor. Veneau la ei, ei, ce ați pățit, care-i situația? Și în loc să vină cu ceva de ajutor sau să-i compătimească, ei veneau cu cuvinte prin care își arătau dezaprobarea, își arătau satisfacția. Aha, a venit și peste voi nenorocirea, așa vă trebuie. Acesta a fost Esau. Atunci când ai o asemenea atitudine, atunci când nimic uman nu mai e în tine, te bucuri de necazul altuia și chiar contribui la mărirea necazului său, Dumnezeu rostește, fii atent, și peste tine va veni ziua Domnului și tu vei păți ce au pățit frații tăi. Și într-adevăr, Nebucadnețar, babilonienii, au privit spre Iuda, care era țara cea mai importantă, cea mai puternică, cea mai bogată. Și după ce această țară a fost cucerită, apoi a trecut și la Esau și ziua Domnului a venit și peste acești oameni. Am amintit aceasta, vreau doar să mai repet câteva cuvinte pentru Țefania, fiindcă Țefania are cea mai clară prezentare în timp. Taci înaintea zilei, înaintea Domnului Dumnezeu, pentru că ziua Domnului este aproape. Vreau doar acest lucru să îl mai repet. Țefania încearcă să pună capăt logicii noastre, argumentelor noastre, teoriilor pe care noi le-am crezut sau le-am acceptat, va fi așa, va fi așa, va fi așa. Înaintea zilei Domnului, tot ce am gândit noi, tot ce am planificat noi, se va dovedi că n-a avut nicio valoare. N-are rost să mai comentezi. N-are rost să mai îl întrebi pe Dumnezeu ceva, pentru că în ziua aceea El nu te mai ascultă. Harul Lui s-a închis. Taci înaintea zilei Domnului. Pregătește-te, Israele, să-L întâmpini pe Dumnezeul tău. Pregătește-te și taci. Și acum, aș dori să dezbatem o altă temă. Am înțeles ce este ziua Domnului, ziua judecăților sale. Am înțeles că Dumnezeu va veni și va răspunde fiecărui om mândru, orgolios, nedrept, care a făcut o mulțime de fapte rele, idolatrie. Atunci va veni și va da răsplata pentru viața lui de fără de lege. Dar ne îndreptăm nu spre lumea cea mare, ci pe grupul restrâns, care l-au ales pe Dumnezeu ca Dumnezeul lor și au încheiat un legământ cu Iahve, care aveau acest cuvânt care era citit în fiecare sabat și pe care îl cunoșteau bine, care au avut o mulțime de profeți care i-a avertizat, le-a spus și a încercat să le corecteze căile. Ne îndreptăm spre acest popor să vedem cum au primit, care a fost reacția lor, cum s-au comportat atunci când Dumnezeu a venit și le-a vestit. Ziua Domnului este aproape. Ziua Domnului este la uși. Cum? În primul rând, un om înțelept, un om judecat, ia seama la o avertizare care i-a fost dată. Studiază bine evenimentele timpului, le judecă corect și ia măsura necesară ca să poată să treacă cu bine,
să scape cu cât mai puține pagube. Aceasta face un om drept. Să vedem ce-au făcut evrei. Acești oameni care aveau atâtea și atâtea posibilități. Repet încă o dată. Înainte de distrugerea țării, completă distrugere, n-a mai rămas nimic. Ierusalimul a fost complet distrus împreună cu templu. Populația toată dusă în robie. Înaintea acestui eveniment au avut pe profetul Naum, Zefania, Habacuc, Obadia, Ieremia, Daniel, Ezechiel și profeteasa Hulda. 8 profeți. Vă dați seama cât de bun a fost Dumnezeu? Vă dați seama cât de mult a fost interesat ca acești oameni să cunoască, să știe și să leagă bine? Dacă au trecut peste toate aceste solii, nu-mi place de Ieremia, îl am pe Habacuc. Nu-mi place de Habacuc, îl am pe Zefania. Și tot trebuia ca măcar pe unul sau pe altul din acești profeți să-i asculte și să le urmeze sfatul. De ce n-au făcut-o? Încercăm să deslușim această problemă. În primul rând, vreau să vă citesc din profetul Ieremia, capitolul 18, versetul 18, atitudinea lor față de acest mare om al lui Dumnezeu. Iată, și ei au zis, veniți să complotăm împotriva lui Ieremia, pentru că legea nu va pieri fără preot, nici sfatul fără înțelept, nici cuvântul fără profet. Veniți să-l lovim cu vorba și să nu luăm seama la nici unul din cuvintele lui. Foarte interesantă este aceasta. Veniți să-l lovim cu vorba sau cu limba. Adică să nu-l ascultăm. Când el vorbește, să vorbim și noi. Când el spune ceva, să spunem cu totul altceva, să-i dăm de știre că nu ne interesează deloc vorbele lui. Pentru mine, vorbele lui n-au nicio valoare. Asta e durerea cea mai mare. De ce a făcut acest lucru? Nu știu. De ce astăzi oamenii vin tot mai puțin la biserică? Iar cei care vin, nici măcar aceștia nu sunt toți atenți, ochi și urechi. De ce nu mai vezi oameni cu caietul, cu creionul, care să-și noteze, să sublinieze, să urmărească textele, să verifice? De ce nu mai vezi acest interes? De ce nu ascultă atât de multe mesaje care sunt astăzi pe internet, programe, predici? Multe, foarte multe. De ce? Se ascultă, dar într-un număr destul de mic. De ce? Atitudinea celor de atunci. Haideți să-l ucidem cu vorba. Dar nu o să piară lumea dacă nu-l ascultăm și pe Ieremia sau pe celălalt sau celălalt vorbitor. Prieten, nu vă încadrați în această categorie. Ascultați cu atenție orice mesaj. Aveți atitudinea celor din Berea. Verificați cu Biblia. Dacă ceva spus corespunde cu Biblia, aplicați-o. Aceasta este atitudinea corectă înaintea zilei Domnului. Să vedem și alte aspecte pe care ni le prezintă Ieremia. Ne ducem la început și citim în capitolul 2 cu versetul 33. Ce bine știi să-ți întocmești calea ca să cauți ceea ce iubești. De aceea ți-ai obișnuit cărările cu cele rele. Când îți place ceva, când iubești ceva,
faci totul ca să ajungi acolo. Cauți autobuz, tren, o mașină, te grăbești ca să nu întârzi, când îți place ceva, te dai peste cap ca să poți fi acolo. Ce bine știi să-ți întocmești căile ca să cauți ceea ce iubești. De ce nu faci același lucru pentru Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu faci același lucru în vederea pregătirii pentru ziua Domnului? Pentru că nu ai niciun pic de dragoste, pentru că nu iubești. Vedeți? Nu e nevoie doar de logică. Nu e nevoie doar de rațiune. Nu trebuie să citești bune și rele, să faci comparație care o fi și cum o fi. Doar prin această cale vei primi informații și vei ști multe lucruri, dar nu te vei hotărî pentru niciuna. Pavel spunea următoarele: fiindcă n-au primit dragostea adevărului, vor crede o minciună. Vedeți forța dragostei. Te vei duce întotdeauna acolo unde îți place, acolo unde iubești. Dacă vei iubi pe Dumnezeu, te vei duce la Biblie, te vei duce la cărțile importante, vei studia cu atenție Spiritul Profeției, vei asculta predicile care sunt de valoare și care prezintă aceste teme. Dacă nu-ți plac aceste lucruri, ci îți plac celelalte, așa cum spunea Ieremia de contemporanii lui, vei crede o minciună. Nu e adevărat ce spuneți voi. Uite ce spune acela. Uite ce e adevărat acolo. Încotro te trage inima, spunea Iov. Dacă inima te trage spre Dumnezeu, spre Biblie, și vei iubi adevărul, vei fi puternic, vei sta aici. Dacă inima te trage în altă direcție, acolo vei ajunge. Așa că ai grijă de inima ta. Fii atent încotro te trage inima. Dumnezeu să te ajute ca inima ta să te tragă spre cer, spre Dumnezeu. Pentru că ziua Domnului este aproape. E foarte interesant ceea ce prezintă Ieremia. Tot în același capitol 2, versetul 18, el spune: și acum, ce cauți tu pe calea Egiptului ca să bei apele Nilului? Ce cauți pe calea Asiriei ca să bei apele Eufratului? A treia problemă. Era un moment de criză. Babilonienii deveniseră o forță, înaintau ca un tăvălug și cucereau cetate după cetate. Iar evreii din Ierusalim alergau la egipteni, alergau la asirieni, care și unii și alții i-au asuprit într-o anumită perioadă a istoriei și le-au creat foarte, foarte mari necazuri. Acum alergau la foștii lor dușmani și spunea: ajutați-ne, ajutați-ne, haidea să facem alianțe, să luptăm împotriva babilonienilor. Profetul meu, ce cauți acolo? Cu ce te pot ajuta ei? Ajutorul vine de la mine. Alergați la mine. Și era un exemplu clar, cu 100 de ani în urmă, când asirienii erau gata să cucerească Ierusalimul. Ezechia s-a dus cu scrisoarea asirienilor și a pus-o înaintea Domnului în templu. A spus: Doamne, citește ce batjocură spun aceștia despre tine și despre noi. Doamne, privește și ajută-ne. Dumnezeu îi răspunde imediat. Râs de ei, bate joc de ei. Împotriva cui s-au ridicat ei? Și în noaptea următoare, aproape toată tabăra asirienilor este făcută praf. Vedeți? Când oamenii au alergat la Dumnezeu, s-a întâmplat o minune fantastică. Când oamenii au alergat la oameni, la Egipt, la asirieni, la unii sau la alții, au fost cuceriți și n-a mai rămas decât
praf și cenușă din ei. Păcat. Păcat de acest lucru. Ieremia continuă să ne prezinte și alte lucruri. Am să citesc cele din capitolul 34. Nu uitați că suntem în anul 588. 588. În 586, Ierusalimul va fi distrus. Deci, mai sunt 2 ani. De ani de zile, Ieremia spunea, vor veni babilonienii, vor ajunge aici, vor împresura cetatea, o vor cuceri. Profeții lor spunea, nu. Și este foarte important să-l amintim înainte de a citi acest verset, pentru că a avut loc cu puțin înainte de aceasta. Capitolul 28, profetul Hanania, fiul lui Azur, din Gabaon, vine la Ieremia, care purta un jug pe gâtul lui, zice, acesta este jugul Babilonului, să știți că nu veți scăpa. Ia acest jug, îl rupe și spune, uite, așa zice Domnul, așa voi zdrobi jugul Babilonului, cum iau jugul de pe gâtul tău și îl zdrobesc. Și mai spune, în 2 ani de zile, evreii care au fost duși robi în Babilon se vor întoarce, vasele templului care au fost luate și duse în Babilon vor fi aduse înapoi. Profetul Ieremia se bucură și zice, amin, așa să fie, în pace, lucru frumos. Dar ascultă-te, rog, cuvântul meu. Când un profet vorbește despre pace, doar atunci când aceste cuvinte se vor împlini, poți să ai încredere în el. Să lăsăm să treacă 2 ani de zile, să vedem ce se împlinesc din cuvintele tale și îți vom da dreptate. Dar profetul merge mai departe și spune, ascultă-te, rog, Hanania, nu Domnul te-a trimis, ci tu faci pe poporul acesta să se încreadă în minciună. De aceea, așa zice Domnul, iată, te voi arunca de pe fața pământului. Anul acesta vei muri, pentru că ai îndemnat la răzvrătire împotriva Domnului. Și Hanania a murit în anul acela, în luna a 7-a. E foarte interesantă treaba aceasta. Și acum vreau să vă imaginați că suntem în jurul acestor doi oameni. Ieremia, care a spus cu câtva timp în urmă că robia va dura 70 de ani, și Hanania, care spune că în 2 ani robia se va termina și oamenii se întorc înapoi. E normal că pe cine îl vei crede? Pe cel care spune vești mai frumoase. Nu 70 de ani de robie, ci doar 2 ani. Și oamenii s-au grupat de regulă, așa fac, în dreptul acestui profet. Ieremia spune, bine, să dea Dumnezeu. 2 ani nu-i mult, să așteptăm. Dar eu mai fac și eu o profeție. Tu vei muri anul acesta. Și acum aveam două profeții foarte apropiate. Câteva luni până la finalul anului, când urma să se împlinească profeția lui Ieremia, și 2 ani până când urma să se împlinească profeția lui Hanania. Dacă tu și cu mine am fi în mulțime, ce ai face? Păi ai urmări, nu? Ai urmări calendarul? Iată că se apropie ziua cea mare a ispășirii, 10 Tishri, 10 luna a 7-a, mare sărbătoare, oamenii vin și își mărturisesc păcatele, Doamne, iartă-ne, Doamne, iartă-ne. Hanania ce face? Hanania se bate în piept. El așteaptă 2 ani ca să se întoarcă robii din Babilon. După ziua ispășirii, o zi, două, trei, nu știu cât, oricum nu a trecut luna și Hanania moare. Iar Biblia spune, dacă cineva nu-și mărturisește păcatul până în ziua ispășirii,
omul acela va fi nimicit din poporul lui Dumnezeu. Și acum, când cuvântul lui Ieremia se împlinește cu atâta claritate, profeția lui spune, nu va trece anul și tu vei muri, s-a împlinit. Simbolistica sanctuarului spune, dacă nu-ți mărturisești păcatul, ce păcat? I-a mințit pe oameni că vorbește numele lui Dumnezeu și erau cuvintele lui. Și nu s-a pocăit până în ziua ispășirii, Dumnezeu l-a nimicit. Ce ai face acum tu? Când ai văzut rezultatul celor doi profeți, când ai văzut finalul celor două profeții, ai mai sta în spatele lui Hanania? Să-l aperi? Sau ai tăce de partea lui Ieremia? Prieten, chiar dacă aș fi fost un adept al lui Hanania, pentru că îmi convenea ce spunea el, în urma acestor lucruri m-aș fi cutremurat. Aș fi fugit la Ieremia și-o, frate Ieremia, iartă-mă, nu te-am crezut. Dar acum, când văd cu câtă exactitate s-au împlinit cuvintele tale, te cred. Cât s-au făcut așa? Nu avem nicio dovadă. Poate au fost 2-3, dar majoritatea au mers tot pe urmele lui Hanania, au rămas tot în aceeași cale. De ce? Incredibil. Nu putem spune de ce. Aceasta este ciudățenia ființei umane. La un moment dat nu mai are logică, nu mai are încredere în Biblie, nu mai are încredere în profetul lui Dumnezeu, nu mai are încredere în Dumnezeu, nu mai are nimic stabil, ci totul este la bătaia vântului și a tuturor teoriilor de speculație. Ultimul lucru care vreau să-l amintesc pe scurt, în ultimul an, în anul când au fost cuceriți, au luat o decizie frumoasă. Voi v-ați întors astăzi și ați făcut ce este drept în ochii mei, anunțând fiecare eliberarea aproapelui său. Și ați încheiat un legământ înaintea mea în casa care este, se numește după numele meu. Dar v-ați întors, ați profanat numele meu, ați luat înapoi fiecare pe robul său și fiecare pe roaba sa și pe care i-ați lăsat liber după dorința lor. De aceea eu anunț libertatea săbiei, a ciumii și a foametei împotriva voastră. Este ultimul mesaj. În momentul cel mai greu, au zis, hai să aplicăm o regulă. Anul al șaptelea este anul eliberării robilor. Și au făcut-o. Dar când au trebuit să care lemne, să taie, să ducă apă, să facă treburile de corvoadă prin gospodărie, care le făceau până acum robii, au spus, păi cum să ne umilim noi? Hai să-i aducem înapoi. Și au dus înapoi cu forța. Ei, acest lucru a fost ultima picătură. Datorită orgoliului, nedreptății, sfidării tuturor regulilor care existau în poporul lor, Dumnezeu a spus, ziua Domnului a venit peste voi. Teișa Beav, ziua când templul a fost distrus. Prieteni, am prezentat câteva argumente, câteva lucruri clare, precise. Nu vă luați după alte teorii. Nu ascultați orice. Ascultați cuvântul Domnului. Studiați profețiile Lui, pentru ca ziua Domnului să vă găsească de partea Domnului. Până data viitoare, numai bine!